Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine ați venit la o nouă etalare! Voi face o etalare pentru voi, dragii mei săgetători, pentru următoarele zile, următoarea săptămână, 13-20 iulie, să vedem ce va fi, ce se va întâmpla și să descoperim împreună energia săptămânii. Haideți să vedem, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, pentru cei născuți în zodia săgetător, luna sau ascendent în zodia săgetător. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc din tot sufletul că îmi sunteți alături, vreau să vă mulțumesc că existați în viața mea, vreau să vă mulțumesc că mă urmăriți, da? Haideți să vedem, dragii mei, pentru tine, cel care mă urmărești în momentul de față, ce va fi, ce va urma în următoarele zile, următoarea săptămână. Haideți să vedem. Văd aici pe cineva care are o activitate foarte mare pe online, stă în fața computerului, poate lucrați de acasă, poate studiați, poate, nu știu, aveți ceva de pus în ordine în computerul dumneavoastră. Haideți să vedem ce se întâmplă în momentul de față în viața dumneavoastră și energia săptămânii viitoare. Ok, cum am spus, văd o prietenie aici, alături de o altă persoană. Poate fi o persoană brunețică sau, cum vedeți în această poză, o persoană cu părul castaniu. Văd o persoană cu care aveți confidență, cu care aveți suport sau susținere reciprocă. Văd un prieten sau o prietenă care, cu care veți comunica, cu care vă veți sfătui, cu care veți face planuri, vă veți organiza. Văd o relație aici de prietenie alături de o altă persoană. În ce privește o nouă aventură, în ce privește o călătorie, un drum. Văd aici foarte multă pasiune, nerăbdare să plecați la acest drum, să cuceriți inima unei persoane. Aici văd că veți reuși să vă afirmați, văd că veți reuși să cuceriți, da, persoana la care vă gândiți dumneavoastră. Și văd aici foarte multă putere din partea dumneavoastră, văd un succes în iubire, în sentimente, pe planul relațional cu alte persoane. Cifra 81, 22, 9, 41, 5 poate avea un rol important. Văd, e posibil să fie o persoană născută în acest an, 81, o femeie brunetă, o femeie foarte pasională, să spunem așa, energică, o persoană care vă are în inima sa, e posibil să vă dea un sfat, să vă ajute în ce privește un drum sau o călătorie sau o nouă aventură la care dumneavoastră porniți, în ce privește o persoană mai șmecheră sau mai hoață, în ce privește o persoană care poate produce un risc pe plan financiar. Văd aici o susținere și o colaborare, un parteneriat, da? Și un ajutor. Aveți grijă la o schimbare, la un risc în ce privește o afacere, în ce privește un proiect, în ce privește o colaborare, o comunicare cu altă persoană. Aveți grijă la drum să nu fiți furați sau amăgiți sau păcăliți. Aici văd pe o persoană care e posibil să fie în jurul dumneavoastră sau să intrați în contact la drum sau pur și simplu să vă sfătuiți cu această prietenă sau persoană dragă vouă cu privire la o persoană care poate fi mai egoistă și poate va aduce un risc, o schimbare în viața noastră care nu v-ați așteptat. Da? Și văd aici că trebuie să fiți atenți la persoane cu care intrați în contact la drum sau care vă vor dori să vă convingă cu ceva. Da? Aici totuși văd pe cineva care vă iubește și care vă ajută. Haideți să vedem tarotul, ce vrea să vă transmit. Am să pregătesc măsuța pentru că am să folosesc tarotul transparent și este nevoie. Ok, mulțumesc. Haideți să vedem pentru următoarele zile, următoarea săptămână. Pentru voi, dragii mei săgetători, tine, cel care mă urmărești în momentul de față, ce va fi, ce va urma, vezi un bărbat în semn de pământ sau o fecioară capricorn care îți va oferi o sumă de bani sau cu care
vei colabora un parteneriat sau te va ajuta într-un mod sau altul, sau tu te axezi pe partea financiară. În ce privește o organizare cu o instituție, în ce privește o casă, un proiect, poate fi un bărbat cu care lucrezi, poate fi un bărbat de la locul de muncă sau poate fi un bărbat chiar și din familia ta, care poate este un bărbat mai autoritar, cu picioarele pe pământ, care îți oferă susținere financiară, suport, generoasă, dar în același timp poate fi mai autoritar și dorește să comande, să preia comanda, e un lider această persoană, uneori poate fi mai rigidă, da, este foarte logică. Văd că te organizezi să mergi la oraș sau într-o instituție. Poate în ce privește o casă sau un proiect de casă, o mutare de casă. Hai să vedem. Regina de spade, cum v-am spus, o femeie în semn de aer, gem în balanță, vărsător, cu... Văd un bărbat în gem în balanță, vărsător și un bărbat în tau, fecioară, capricorn și femeie în... gem în balanță, vărsător, o femeie independentă, o persoană cu un simț umorului dezvoltat, o persoană care vă spune ceva, da? Vă spune un adevăr. E posibil să intrați în legătură cu această persoană sau pur și simplu să fiți dumneavoastră această persoană, să luați o hotărâre, să tăiați cu persoane care știu doar să ia, dar nu să ofere. Și să spuneți ceea ce vă interesează, ceea ce vă doare și să vă faceți respectați. Sau pur și simplu intrați în legătură cu această persoană. Cu cavalerul de spade, văd aici online foarte mult, un eveniment care vă va lua prin surprindere, o decizie, să plecați la drum, să aveți grijă la nu vă enerva, la nu vă supăra, pentru că aici văd pe cineva mai nervos sau poate mai impulsiv. Aveți grijă ceea ce scrieți pe internet sau mesajele sau cu persoanele cu care veți intra în contact pentru a nu vă părea rău după aia. Adică să nu luați decizii pripite, la nervi, la supărare și puteți strica relații. Sau pur și simplu veți avea o discuție aici, la nivel mental, logic, cu această femeie în semn de aer, gem în balanță, vărsător, cu privire la un drum. Sau cu privire în ce privește internetul. Aici văd șaptele de monede cu privire la bani. Văd că sunteți pe gânduri. Căutați soluții, căutați idei, văd că culegeți roadele muncii dumneavoastră, dar e nevoie de răbdare, poate mai durează 7 zile sau 7 săptămâni sau cifra 7 poate avea un rol important. E nevoie de răbdare aici pentru că văd că veți culege roadele muncii dumneavoastră. Diavolul, văd o supărare aici în ce privește banii. Cu diavolul văd pe cineva care se axează pe aspectul său financiar, dar văd și o supărare în ce privește banii sau vă simțiți blocați la nivel mental, vă faceți tot felul de iluzii sau vă simțiți pe loc, vă simțiți ținuți pe loc, vă gândiți la o persoană care poate are o dependență, un viciu, care produce toxicitate în viața dumneavoastră. Cu diavolul aici văd că e nevoie să nu dați putere acestor iluzii sau acestei supărări pentru a lua puterea asupra dumneavoastră, pentru că vă văd că vă ține legați și poate nu vă simțiți foarte bine, da? Nu vă simțiți în capcană, vă simțiți în cușcă, vă simțiți ținuți pe loc și nu cred că vă simțiți bine, da? Pentru că acest lucru produce toxicitate în viața dumneavoastră. Da, toxicitate și văd cineva cu care veți intra în legătură, care poate are anumite obișnuințe nesănătoase, o rutină nesănătoasă sau pur și simplu are un vici, o dependență și trebuie să vă eliberați din această situație. Dar și cinciul de bețe văd conflicte, poate aveți de-a face cu, sunteți într-o familie de 5 sau sunteți în un grup de oameni unde se vorbește foarte mult, sunt conflicte, discuții în contradictoriu, gălăgie, diferențe de vârstă sau conflicte interioare. În ce privesc acest blocaj sau aceste stringuri, legături sau toxicitate, dependență și cu cinciul de bețe... Da, văd că trebuie să treceți peste aceste conflicte sau pur și simplu să vă retrageți sau pur și simplu să văd să fie o competiție între persoane. Haideți să vedem. Vă gândiți foarte mult la un grup de oameni,
sau în ce privește o instituție, vă gândiți la ce e mai rău. Asul de cupe, wow, minunat! Aici văd că Dumnezeu și Divinitatea, văd că vă va oferi această cupă a luminii, a căldurii, a bucuriei, a ușurării și văd că această cupă vă va unge la suflet, o oportunitate pentru dumneavoastră, un nou început în iubire, un nou început emoțional, o nouă relație emoțională sau poate un nou început în relația dumneavoastră cu partenerul sau partenera. Văd că veți avea parte de intuiție. Da? Deci de intuiție în ce privește această situație toxică, va ieși soarele, cum vedeți și dumneavoastră, văd că unii dintre voi aveți al treilea ochi deschis și vi se spune să vă ascultați intuiția. Zecele de monede, bănuți, investiții pe termen lung, stabilitate în familia dumneavoastră, investiții în instituțiile de stat, da? Banii la bancă sau un cont. Zecele de monede îmi spun că aveți stabilitate a zilei, cum să zic eu, siguranța zilei de mâine cu privire la bănuți, ajutor, suport reciproc din partea familiei, da? Văd că veți fi în sânul familiei și văd o amintire pe care un ajutor din partea unui membru din familie, o amintire de când erați copii sau copii. Șasele de bețe, văd o victorie pentru dumneavoastră, văd că doriți să plecați la un drum, o victorie în ce privește o instituție de stat, acel grup de oameni în care veți fi, unde vor fi acea gălăgie sau acea competiție, veți fi victorios, să știți, de la 5 de bețe treceți la 6 de bețe, vi se vor face recunoscute meritele, veți fi aplaudați, veți fi în centrul atenției. Văd că vă veți bucura, da? Deci văd că veți avea un succes și cu 3 de bețe, cu 4 de bețe, văd că vă faceți planuri de viitor să plecați într-o casă sau o schimbare de casă, o petrecere, să mergeți la o petrecere, la un eveniment. Văd aici și poate doriți și eu, nu știu, parcă aveți în mintea dumneavoastră că vă ridicați la un alt nivel, că parcă de la parter treceți la etaj. Planul de viitor cu membrii familiei, cu prietenii și văd trei persoane cu care veți fi într-o casă, la drum. Aveți acest lucru în mintea dumneavoastră și foarte multă pasiune, foarte multă speranță. Foarte multe lucruri se vor întâmpla pentru dumneavoastră în următoarea perioadă. Haideți să vedem ce vă spune Arcanghelul Gabriel. Spune așa, autenticitate, adevărul tău, suflet, da, persoană, esență, care Dumnezeu a creat perfect divin, știe cum să acționeze în această situație. Ai încredere în el, ai încredere în sufletul tău, în intuiția ta, da, fii autentic sau autentică și crede în ceea ce creezi, ai încredere în puterea creativității lui Dumnezeu care se manifestă prin tine. Trebuie să creezi ceea ce tu creezi, da? Și a venit momentul să elimini toxine din mâncare care ți aduce acea toxicitate care ți-am zis mai devreme, pe posibil acolo poate tu ai un viciu în ce privește mâncarea, dulciurile, alcoolul. E nevoie să schimbi alimentația pentru că, uite, aici zice, e momentul ca tu să elimini acele toxine din mâncare, din corp și din mintea ta care, bineînțeles, se aduce acele iluzii și acel blocaj mental. Deci este foarte important să faci un detox, să mănânci mai multe fructe, verdure, apă, să schimbi ceva din alimentația ta care nu-ți face bine. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu vă aștept data viitoare, vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Sănătate, la revedere!